Un accident rutier soldat cu victime a avut loc astăzi în satul Cornești din localitatea Bălești. Două mașini s-au lovit iar în urma impactului trei persoane au fost rănite. Din primele informații este vorba de două autoturisme implicate și două victime rănite. Una, o femeie, va fi transportată de un echipaj al serviciului județean de ambulanță la spital, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Gorj. În zona s-a circulat intermitent până la degajarea locului accidentului.